Doamnelor și domnilor, vă propun să începem ședința noastră extraordinară a Consiliului Județean Dâmbovița. Ședința este constituită cu respectarea regulamentului, fiind prezenți un număr de 26 de consilieri județeni plus președintele Consiliului Județean, astfel prezența fiind de 27. Vă informez că la ședința noastră participă din partea instituției prefectului, doamna prefect Claudia Gilia. Înainte de a intra în ordinea de zi, supun spre aprobare proces verbal la ședința anterioară, dacă sunt observați. Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi prezentată în invitația de ședință. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Trecem la ordinea de zi. Avem un singur punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Dâmbovița. Înainte de a supune la vot, vreau să fac o prezentare al acestui proiect de hotărâre. Ținând cont de 4 iunie, ziua județului Dâmbovița, astăzi se împlinesc 512 ani de când a fost atestat județul nostru prin documentare atestată. Ne aflăm astăzi în fața unui moment deosebit de important pentru județul nostru. Un moment de recunoștință și, bineînțeles, un moment plin de emoții. După cum bine știți, Consiliul Județean Dâmbovița astăzi acordă al treilea titlu de cetățean de onoare al județului nostru, primul titlu în istoria județului nostru. Am avut deosebită onoare să-l acordăm împreună în ar preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon și mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce face pentru județul Dâmbovița și, în ultimul rând, pentru prezența dumnealui și aseară la Gala de Excelență a județului, dar și astăzi la ședința extraordinară a Consiliului Județean Dâmbovița. Al doilea titlu l-am acordat dâmbovițeanului nostru, viceguvernatorului Băncii Naționale, domnului Leonardo Badea, și, în ultimul rând, colegul nostru care a condus ca vicepreședinte Consiliul Județean Dâmbovița, a fost senator în Parlamentul României, actualmente viceguvernator al Băncii Naționale. Astăzi, așa cum am spus, ne aflăm în fața unui moment deosebit de important, plin de emoție, prin care acordăm titlul de cetățean de onoare, cum am spus-o și la deschiderea muzeului din orașul Găiești, uriașului maestrului Gheorghe Zamfir. Prin talentul său excepțional și prin contribuția sa inestimabilă la îmbogățirea patrimoniului și a județului Dâmbovița, Gheorghe Zamfir s-a impus ca un adevărat ambasador al județului nostru. Încă de la începuturile carierei sale, Gheorghe Zamfir a demonstrat un talent extraordinar și o capacitate unică de a transmite emoții prin intermediul muzicii sale. În anul 1966, Gheorghe Zamfir a realizat o premieră absolută, devenind primul interpret de nai care a înregistrat un album foto, solo, pardon. Acest debut discografic a reprezentat o adevărată revelație pentru publicul din întreaga lume. De atunci, maestru Gheorghe Zamfir a înregistrat peste 200 de albume vândute în sute de milioane de exemplare. A împărțit scena cu personalități marcante ale lumii, a filmului și a teatrului, demonstrând în mod constant pasiunea și inovația sa care l-au consacrat drept un adevărat geniu al naiului. Prin distincțiile sale și premiile obținute de-a lungul carierei sale impresionante, Gheorghe Zamfir a devenit un adevărat ambasador al culturii dâmbovițene și naționale în lume. Cele două discuri de aur câștigate în Statele Unite ale Americii, precum și un disc de aur obținut în Ungaria, sunt dovada incontestabilă a recunoștinței internaționale și a talentului său. Dincolo de realizările sale muzicale extraordinare, maestru Gheorghe Zamfir s-a implicat în mod constant în promovarea și dezvoltarea culturii, fiind un ambasador al României. Astăzi ne aflăm în fața unui adevărat titan al muzicii, un artist a cărui contribuție la îmbogățirea patrimoniului cultural românesc și la universul său este inestimabil. Prin talentul său unic și prin pasiunea sa și prin dăruirea sa, a slujit arta
iar Gheorghe Zanfir a devenit un simbol al excelenței și a valorilor autentice ale culturii noastre naționale. De-a lungul carierei sale, Gheorghe Zanfir a fost distins cu numeroase premii și decorații, atât în România cât și pe plan internațional. Dincolo de recunoașterea oficială a meritelor sale, Gheorghe Zanfir a fost și este prețuit de milioane de oameni din întreaga lume care au fost captivați de frumusețea muzicii sale. Astăzi, când se împlinesc 512 ani de la prima atestare documentară a județului Dâmbovița, având în vedere realizările enumerate, propun acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Gheorghe Zanfir, maestrului Gheorghe Zanfir, uriașului Gheorghe Zanfir, omul care a dat suflet Naiului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Înainte de a-l invita la cuvânt pe maestru Gheorghe Zanfir, vreau să mulțumesc pentru prezență în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon. Vreau să mulțumesc pentru prezență domnului primar al municipiului Târgoviște, domnului senator Titus Corlățean, domnului deputat Ionuț Vulpescu, domnului deputat Radu Popa, domnului deputat Marian Țachianu, domnului secretar de stat în Ministerul Transporturilor, domnul Ionuț Savoiu, domnului rector al Universității Valahia din Târgoviște, Corneliu Sărișteanu, preacucernicul părinte vicar Ionuț Ghibanu, colegilor mei din Consiliul Județean Dâmbovița, domnului primar al Comunei Potloci, domnilor primari din zona de sud a județului Dâmbovița și, în ultimul rând, presei locale pentru prezență la ședința extraordinară a Consiliului Județean Dâmbovița. Maestre, aveți cuvânt. Bună ziua, seara bună la doamne și la domni, tuturor celor prezenți, tuturor marilor oficiali ai țării și ai județului Dâmbovița, domnilor miniștri, domnului prim secretar al județului Dâmbovițean, Corneliu Ștefan, președintele, da, Consiliul Județean, iertați-mă că mă încurc, da, și înalt preasfințitului Nifon, tuturor capetelor bisericești, tuturor personalităților și persoanelor eminente al acestui județ care au venit în număr atât de mare să oficializeze și să cinstească deja memoria mea, care e deja cinstită, am zis deja, în orașul în care m-am născut, orașul Veșnic, 6 aprilie 1941. Am 68 de ani de când la Nai, am început la 14 ani și am tot ce Dumnezeu, Creatorul Universurilor și Universului în care trăim, ne-a dăruit cu toată bunătatea sa infinită. Județul Dâmbovița s-a evidențiat prin valori marcante, printr-o cultură de excepție, prin artiști de mare valoare și oameni politici care îi avem încă de pe vremea marelui voivod Constantin Brâncovanu, pe care îl admiram prin minunile pe care le-a lăsat, nu numai ca părinte, ca tată, dar ca și voievod, iubitor de mare cultură și mare, mare credincios, mare religios ortodox, care s-a înscris prin faptele sale mărețe în politica românească a epocii, prin prezența sa
gustul pentru cultură, gustul pentru frumos, pentru tot ce e nobil și rafinat, ca mare personalitate a secolului în care a trăit. Cinstim astăzi numirea mea ca cetățean de onoare al județului Dâmbovița. Mai sunt cam 10 orașe în care am fost numit înainte și mulțumesc în primul și în primul rând pe ordin politic domnului primar Grigore Gheorghe, care s-a evidențiat prin nobila sa ședere în funcția de primar al orașului Găiești, care l-a înscris pe plan mondial prin măreasa sa acțiune de a construi o casă de creație care poartă numele și un muzeu. Poate sunt singurul sau printre primii 10 artiști ai lumii care are un muzeu, el fiind în viață. Adică nu muzeu, eu. Și această cinstire, care este într-o măreție și o lumină extraordinar de frumoasă, care mai are la activ o casă de cultură minunată și un centru tot cultural în parcul din Găiești, îi mulțumesc că menține în viață a 6-a ediție, care va avea loc în 16-18 august viitor, Festivalul Mondial Internațional de Muzică de Nai, adică festivalul care împartă numele și care îndrăznește să adune oameni de cultură și de muzică și naiști, naiul fiind astăzi un instrument mondial, nu instrumentul de șpriț, baterie, mititei și fripturi, care era pe vremea în care eram elev copil. Astăzi, fiind un instrument așezat pe cele mai înalte podiumuri mondiale și care s-a înscris în muzica universală deja de câteva decenii, prin atacare, să spun așa, a 17 stiluri muzicale diferite, în care eu l-am introdus, am zis din nou eu și îmi cer scuze, l-am introdus în timpul carierei mele artistice. Mulțumesc domnului președinte Corneliu Ștefan, care este un admirator, cum mi-a spus soția mea, că să-l cinstesc și să-l preamăresc pentru faptul că cinstește și preamărește activitatea mea artistică de-a lungul vieții și pentru festival, cu ajutor financiar și susținător cu tot sufletul și cu toată echipa domniei sale de la Târgoviște, care ne-au susținut, că dacă nu ne susțineau ei, Găieștiul nu mai avea putere să dezvolte și să susțină acest festival, care a devenit un festival măreț. Anul acesta avem invitați din Coreea, unde s-a creat o Academie de Nai, în China, unde s-a numit, unde am o clasă de nai, fiind profesor, numit profesor pe viață, în orașul Xi'an, care a fost capitala medievală a Chinei, și unde sunt profesor universitar, având acum 3 ani, când a fost cu soția acolo, când s-a creat clasa, 70 de studenți, iar astăzi clasa de nai numără câteva mii de studenți în China. Păi imaginați, deja au 5 milioane de vioriști, 100 de milioane de pianiști. Așa e China, cu 1,5 miliarde de locuitori. Dar Găieștiul rămâne de azi înainte în inima tuturor românilor înscris ca un oraș alt culturii, al evidenței măreției muzicii pe care eu am susținut-o de când am fost elev la liceul din Găiești, și să continuăm în acest fel prin tot ce știm să dăm, pentru că avem cea mai frumoasă muzică folclorică, cei mai mari artiști în folclor, cel mai bogat folclor, care numără peste câteva sute de mii de melodii. Eu, prin neființa mea sau prin ființa mea minoră, înscris prin memoria care am avut-o și cu care am învățat atâtea melodii, n-am la activ decât câteva mii. Dar și asta e un rezultat și o
în cum să spun, un record în ceea ce privește activitatea pe care am depus-o. Vă mulțumesc pentru prezență. Există vreodată de vreo 40-50 de ani încoace. Mă întreb și eu cu un semn de întrebare cât palatul ăsta. Există vreodată să iau eu cuvântul, să nu vină cineva la dreapta mea să zică gata. S-a terminat. Păi dacă e să încep cu amintirile și cu asta, nu mai... Deja am scris două volume din cartea mea, Binecuvântare și Blestem, editat primul volum cu 600 de pagini, 4 volume de versuri, 300 de tablouri pictate de mânuța mea, alte cărți, teza de doctorat și câte și mai câte, Dumnezeu să-mi dea mie sănătate. Amin. M-am spus eu că, uitează, care e rostul prezenței soției aici? Ca trebuie să închidem și le propunem în Consiliul Local să facă o ședință, să ne vorbești o zi întreagă. Nu mai prostiți. Dar încă o dată vă mulțumesc, vă îmbrățișez. Cum spune Bănățeanu, țucuți sufletul. Mulțumim! Mulțumiri toată domnului președinte Corneliu Ștefan, care a avut marea, cât Marea Neagră, bunăvoință să vină și să ne onoreze cu prezența domnului sale și în alte fețe bisericesc, prea fericitul Nifon. Vă mulțumesc, Nifon. Mulțumim mult, maestre. Înainte de a închide ședința noastră, am deosebită plăcere și onoare să-l invit pe primul cetățean de onoare din istoria județului Dâmbovița, pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, și mulțumesc încă o dată pentru prezență, să ne transmite gândurile dumnealui astăzi la ceas aniversar pentru toți dâmbovițeni. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru bucuria și onoarea ce îmi dați ca să spun un cuvânt de salut și binecuvântare astăzi, în această binecuvântată zi. Întâi de toate aș dori să subliniez cu toată forța caracterul pozitiv și frumos al inițiativei de a avea o reuniune specială a Parlamentului Județean, care înseamnă Consiliul Județean, Parlament Local. Și cu atât mai mult când noi începem să numărăm anii de atunci, de acum 512 ani, de când a fost atestat documentar existența Sigur, nu, că a fost o completare din public și am vrut să știu. Deci, când vorbim de o aniversare anuală, atunci trebuie să o marcăm cu accent și cu specială trăire. Nu se putea altfel ca să putem să ne întâlnim aici, în acest loc, de o semnificație extraordinară. Întâi de toate, că aici este vorba de Palatul Brâncovenesc, care ne aduce aminte de figura luminoasă și splendidă a domnitorului martir Constantin Brâncoveanu, cel care reprezintă continuitatea și puterea lumească, pentru că el era voievod și domnitor, și în același timp reprezintă și puterea spirituală
dată de sacrificiu suprem al martiriului pentru Hristos și Biserica Lui. Atunci când vorbim de Constantin Brâncoveanu, ne gândim la jertfa de la Istanbul, când copiii lui au fost decapitați în fața lui, și bineînțeles și-a dat și el viața în sfârșit, pentru că nu a vrut să treacă la religia islamică. În momentul când județul are un loc ca acesta și o figură așa de strălucitoare, seculară, atunci avem toate motivele să ne bucurăm. Evit cuvântul să ne mândrim ca atare, ci bucuria cuprinde în sine și mândrie și demnitate și credință, pentru că este bucuria acestui mare, acestei mari figuri în istoria noastră națională. Deci acest lucru trebuie să-l vedem noi, nu ca pe un act formal, pur și simplu, care înseamnă o deplasare până la Potlogi pentru un scop sau altul, ci înseamnă, de fapt, un fel de omagiu adus istoriei neamului și istoriei civilizației creștine. Înseamnă un omagiu pe care noi trebuie să-l aducem celor care s-au străduit să ridice județul din punct de vedere economic, cultural, social. Înseamnă un angajament pentru cei de astăzi care au puterea datorită alegerilor democratice din partea poporului, deci ca ei să continue această tradiție și să aibă tăria să-și consolideze conștiința de neam și de credință. Acesta este mesajul meu puternic pe care aș dori să-l pun în inimile dumneavoastră, onorați membrii ai Consiliului Județean și conducerii Consiliului Județean și, bineînțeles, onorate asistențe, formate aici, în primul rând, din parlamentarii de la București și care reprezintă județul Dâmbovița, primarii locali, și astăzi și eu vreau să îmi exprim în asentiment cu domnul președinte Corneliu Ștefan al Consiliului Județean, care în numele dumneavoastră și în numele hotărârii pe care ați luat-o, ați marcat valoarea și importanța pe care o are maestrul Gheorghe Zamfir pentru județul nostru, pentru cultura și spiritualitatea artistică națională și pentru bunul nume pe care l-a purtat pretutindeni și în toate meridianele globului prin arta muzicală, în special arta interpretativă, în special, dar nu numai, al naiului. Deci, sunt foarte bucuros că am participat la acest eveniment de o importanță deosebită pentru cultura și spiritualitatea românească. Muzica, arta în general, cei care știu să fie sensibili în acest domeniu al artei, au și sensibilitatea de a fi credincioși, de a se zmeri și de a se raporta la puterea dumnezeiască, la credința în Dumnezeu, cu onestitate, cu demnitate și cu bucurie și sensibilitate. Prin muzică omul se poate înălța. De aceea rugăciunea adevărată totdeauna este cântată, este prin muzică. Corzile sufletului sunt sensibilizate prin arta muzicală. Acest lucru l-a realizat maestru Gheorghe Zamfir într-un mod extraordinar. De aceea, să vedem în ziua de astăzi un prilej de bucurie, de demnitate, de exprimare a solidarității cu trecutul nostru,
național, cultural, politic, social. Și, repet, înseamnă angajamentul celor de astăzi pentru a promova valorile trecutului și a contribui la prosperitatea economică, socială și spirituală a județului nostru. Cu acestea doresc din toată inima să vă îmbrățișez, să vă binecuvintez, pentru că este o sărbătoare deosebită a județului pentru toți, indiferent de culoarea politică. De aceea, noi trebuie să vedem în mesajul acesta o chemare a solidarității, a cooperării și a situării dincolo de interesele limitate ale politicului și ale existenței vremelnice istorice.